Salut, eu sunt Roberto și bine ați la primul meu episod de Dream League Soccer. Este un joc cu fotbal, în care joci fotbal și e foarte fain. O să vedeți și voi ce șmecher e jocul. Cu toate că e de mult timp, puteți să-l instalați de pe App Store, de doar de acolo merge. Nu merge să-l luați de pe Magazin Play, pentru că nu știu de ce jocuri l-au scos de pe Magazin Play. Din câte am înțeles după o neînțelegere, când ne alegem și noi un capitan. Clar pe Enrique. Ar vrea să dau skip, dar nu te lasă. Ia uita ce șut de ăla, wow! Wow! E fain jocul. Șut! Ok, și de aici începe jocul propriu zis. Later. Breda versus noi. Nu vreau să mă bag în training. Hai să ne uităm, deci să ne facem clubul nostru. Mergem aici, mergem la My Club, la Edit Kit. Și ne facem, uitați, o echipă. Eu aș vrea să joc în alb și negru, pentru că așa sunt eu, alb și negru. Home Kit și Nugek. Aici acum. Away Kit, așa. Aici vreau tot așa, numai că tricoul al... Numai că aici pantalonii și tricoul. Ok? Și la nume. Doamne, nu așa. La nume... Import logo. Numim... Roberto Fece. Ce? Download file? De ce? Tot așa îmi dă. Stai puțin. Ok, băi, stăteam și eu aici puțin el să mă antrenez. What? Pentru... meci. Ce ratare, fraților. Ok, o să ieșim din training mode. De ce m-am jucat training mode, nu știu. Hai, meci cu Breda. Îmi place mai mult. Ăsta asemănătoare tricourile. Făcut o lată. Dar uitați-vă pe cine avem, pe Kerry, pe Enrique. Pe Neilton, jucător de calitate. Uitați-vă cum intră jucătorii noștri. Hai să înceapă meciul. Breda, ia uitați-vă ce m-am pe PCS. La dragă. Apropo, greșeam eu cu acolo, m-am băgat greșit. Mi-am dat seama și... bine, skip, pas! Gol! Este! 1-0! Murata! Echipa mea o cheamă Roberto FC, dar am FC și să nu de la bani. Ok, băieți, le-am dat un gol. Hai că ne-s buni. Intră, mă, pe el, intră pe el așa. Pas! Ne atacă ăștia de la Vrada. Ne atacă Enrique, ai grijă, Enrique, ce faci, mă, nene, mă? Centrare pentru ei! Corner pentru... Corner? Nu, cred că e repunere din 6 metri. Hai, Vidal! Ai luat ăla! Ce fac, am început destul de bine, dar acum nu prea mai bine. Nu prea mai jucăm, nu mai... Hai, carriage! Shoot, Bruno! Noroc că e în brațele portarele. Dacă nu Breda putea să fie condusă... Breda putea să fie condusă cu chiar 2-0. Un atac pentru ei, un atac pozițional destul de bun. Are între noi acolo destul de bun. Pasă bună la Carrick. Fault. Deci galben.
Așa mai ne numă. Ok, hai să vedem. Ne arată faza, nu ne întere. Ok. Vreau să iau pastelul ăla pentru că nu prea mă vezi pe mine, dăm șut aici. Pas bun, șut, splash, corner. Fază bună, fază foarte bună. Centrare. Centrare, cap. Cade divine. Mare ratare. Foarte mare șansa. Pas bun. O pasă foarte bună. Oh, nu vreau să fac asta. Pas bun. Shoot! Eu cred că ați observat că am vrut să te întreb. Degajează portarul. Da. Cap bun. Cap bun. O șansă. Oh, ce șansă avem acolo, plus 2 minute. Și conducem cu 1-0, ok. E chiar ok. Băi, ia să centreze. O centră... ăsta mai mult era șut decât centră. Am încercat. Toate că nu i-a ieșit. Merita încercat. Faza bună, faza bună, hai Nilton. Nilton, iau. Lol, troll. Nilton, ce ai făcut, mă nene, mai că puteai să mă așeze acolo? Puteai imediat să mă așeze de acolo. Sun. Imediat o să facem și o scoară. Ok. Fui skat. Hai skat. Șansă bună. Centrare. O scoată ăla. Lasă că iau-t. Scos-o. Apoi zi așa, mă nene, mă. Că fac curat atunci. Am brațele portarului. Eu, sincer, e ok scorul ăsta de 1-0. Pentru Roberto FC. De la portar, așa. Mai ținem cât al... Ioi, nu vreau să-mi iau gol. Nu, nici în caz nu-mi iau așa gol eu. Am făcut o prostie acolo cu portarul. Așa, 1-2. Aha. Ce-ați făcut, mă nene? M-ați lăsat liber să trec pe acolo. Acum o centrare și splash. Dar l-a luat din picior. Cred că l-a lovit. Mie mi s-a părut fault acolo. Ia. Așa. Ce pasă frumoasă. Dacă dădeam gol, era fain. Degajează, așa, pasă, vreau să vă pase. Dar nu la adversar. Mai bine nu mai dați pase, dar nu la... Mai bine dați pase, dar nu la adversar. Vouă, între cu echipieri, ziceam eu. Pase. Adversarii să ne dea nouă mingile. Centrează! Nu! Ioi! Nu m-am dat seama! Uai! Minutul 86 și ne dăm autogol. N-am vrut, ce ciudă mi. Sper să fie doar un friendly, adică... Pentru că e nașpa dacă nu-i friendly. O și dau afară, acum o bată ăștia. Lor chiar li perfect rezultatul ăsta. Cred. Mă gândesc eu. Pasă! Șut! E ultima fază. Mai lasă-ne o falcă. Ori ținut ei de timp. Uite, acum fac și schimbare. Eu n-am făcut schimbare. Că mi s-ar pierde timpul. Repede! Ultima fază. Mai lasă-o, arbitrule. Îmi bag ceva în tine dacă nu o las. Șut! Șut! Gol în ultima fază, băieții! Nilton, bravo, mă, nene, mă! Gol! Gol în sfârșit! Frumos! Foarte frumos! Dați-vă și voi cum ori lucra, băieții mei!
S-a dus acolo, a pasat. Nilton l-a driblat pe ăla și a dat gol. Gol de pus în ramă, băieți. Este! Câștigă meciul. Ei, câștigă meciul! I-am distrus pe ăștia de la Breda. Cu toate că aproape făceam un rezultat bun, de egalitate. Adică a fost un meci aproape 50-50. Dar eu am ieșit câștigător din meciul ăsta. Pe locul 4. În clasa mea nu-mi place. Ce am făcut? Să nu-mi zici că am dat clipul ăla. Hai. Ne antrenăm puțin. Hai ne antrenăm câta. Aici nu prea am la... training. Boom. Dribble. Ok. Stai să ieșim. Deci, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Eu am fost Roberto Gimuru și ne auzim data viitoare.